Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmează știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Cartea Furt de identitate a scriitorului Marian Petri a fost lansată la liceul cu program sportiv. Ne-a părăsit actorul, balerinul și artistul plastic Turi Ștefan. Proiectul Centrului Olimpic pentru Juniori prinde contur la Câmpul Lung. Vești bune pentru locuitorii comunei Iuliești. Administrația locală a obținut fondurile necesare pentru introducerea rețelei de apă în localitate. Lucrarea se află în stadiul de licitație, iar până la sfârșitul anului 2024, localitatea va beneficia de 17 km de rețea de apă. Comuna Dâmbovițeană Iuliești nu beneficiază de rețea de apă. Locuitorii consumă apa din fântâni acolo unde, în urma analizelor, aceasta îndeplinește condițiile necesare de folosire. Primarul Iulian Costache a realizat un proiect de introducere a rețelei de apă care a fost depus pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. La ora actuală, lucrarea a primit banii necesari și se află în faza de licitație. Rețeaua de apă se va introduce în mai multe sate și are o lungime de 17 km, acoperind 70% din întreaga suprafață a comunei. Pe Anghel Salini am reușit și am depus un proiect și am prins 17 km de apă, un proiect important pentru locuitorii comunei Iuliești, cuprinde satele Stravapolia, Olteni, Jugureni, Mănăstioară, Ragu și Iuliești. Aveți cu acești 17 km acoperiți toată localitatea? Cu acești 17 km cuprinde undeva la 70% din comună, urmând să depunem pentru extindere apă proiectul pe axa care se va deschide. Și locuitorii din localitate până acum de unde consumau apă? Din fântâni proprii. Din fântâni proprii? Da. Bănuiesc că se făceau analize? Da, analize de apă, duceau la laborator, cum bine știți și dumneavoastră, și sistem cu fântână, cămin și hidrofor. Am înțeles. Deci acest proiect este pe Anghel Salini, unde avem finanțare. Este în faza de licitație. Este în faza de licitație, deci anul ăsta începe lucrările. Eu sper cel târziu la toamnă să începem lucrările, ca în 2023-2024 acest proiect să fie finalizat. Și pe planul național de redresare și reziliență au fost depuse proiecte care se află acum în faza de obținere a avizelor. Este vorba despre dotarea școlilor, reabilitarea căminelor culturale și construirea unui teren de sport sintetic. În condiții excepționale a apărut, prin grija editorului Marius Bascacov, romanul Furt de identitate al scriitorului muștelean Marian Petri. În cancelaria liceului cu program sportiv, acolo unde a fost profesor, în prezența a fiilor săi, Bogdan și Cezar, și a prietenilor scriitorului, a fost evocată memoria celui care a plecat prea devreme dintre noi. În cancelaria liceului cu program sportiv, acolo unde mai bine de 10 ani a fost profesor scriitorul Marian Petri, s-a lansat a doua ediție a cărții Furt de identitate. La eveniment, alături de foști prieteni, profesori și cunoscuți, au fost prezenți și cei doi fii, caricaturistul Bogdan Petri și scriitorul Cezar Petri. Despre profesorul și scriitorul muștelean trecute la cele veșnice prea devreme, a vorbit fiul acestuia, Cezar Petri. De ce? Tata era un tip foarte politicos și întotdeauna încuraja. El accepta în cenaclu și pe cineva care avea foarte mult talent, dar încă făcea unele greșeli sau invers. Nu avea prea mult talent, dar era exact, avea o gramatică foarte bună. Dar dacă nu era bun, tata nu-l ierta. Și Sorin a observat chestia asta și a dus chestia asta mai departe. Mulți îl vedeau pe tata un tip foarte politicos și îl luau peste picior. Credeau că nu se prinde. Și greșeau, îl reacta imediat. Și cam asta face și în romanele lui. Romanele lui, mulți au zis, dom'le, dar ce caustic este, dom'le, nu știam că e așa de ocultare. Tata observa și greșelile lui și greșelile altuia, tocmai de aia scria roman. Părerea mea că, în esență, Marian Petri a fost un poet.
Dar la urma urmei, orice artist este un poet. Orice artă are la bază metafora. Și-au amintit de personalitatea și complexitatea spirituală a scriitorului foști elevi și colegi de Cenaclu, printre care Adrian Savoiu și Maria Chirtoacă. Deasupra tuturor se situează un nume, Marian Petri. Și ca, nu știu, niște semne ale trecerii lui Marian Petri prin această lume, am adus cu mine câteva caiete din anii aceia care poartă în ele însemnele profesorului meu de română, Marian Petri. Și am aici de pildă un caiet de lectură din clasa a șaptea, în care, mă rog, însemnam ceea ce citeam, poezii de Arghezi, Papucii lui Mahmud de Gala Galaction, Românii sunt Mihai Voivod Viteazu de Nicolae Bălcescu și, la un moment dat, aici vedem cu data de 9-11-1967, semnătura domnului profesor Petri. Era talentat, era un om foarte sensibil, un altruist, dar într-adevăr un om foarte, foarte inteligent și foarte cult. Îmi aduc aminte că mergeam la diverse festivaluri, am fost la Vaslui, am fost la Iași, la Buzău, pe unde se organizau pe timpul acela, și în tren mergând, dumnealui, cu foarte multă ușurință, ne spunea toate cuvintele din dicționar, pe care noi nu le cunoșteam, adică deschideam dicționarul și întrebam ce înseamnă cutare, ce înseamnă cutare, imediat răspundea. Era de o cultură și de o inteligență grozavă. Cel care s-a ocupat de apariția în condiții excepționale a cărții este editorul Marius Bascacov, care a promis că anul acesta va edita la editura sa cel puțin încă o carte care să poarte semnătura scriitorului Marian Petri. Deși a trăit puțin, născut în 1812 la Câmpul Lung și a decedat în 1851 la Istanbul, pictorul mușcelean Idene Gulici rămâne o personalitate marcantă a artelor și culturii românești. Este artistul care a deschis calea către realizarea portretului în plastica românească. Iar ca omagiu adus operei sale, la Câmpul Lung există un cenaclu care îi poartă numele. Biblioteca Municipală are deschisă în această săptămână o expoziție omagială dedicată operei și personalității pictorului mușcelean. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung găzduiește o expoziție omagială cu ocazia împlinirii a 211 ani de la nașterea pictorului Idene Gulici. Istoria culturală a Câmpul Lungului, secolului al XIX-lea, este strâns legată de personalitatea pictorului Idene Gulici. Participant activ la Revoluția de la 1848, pictorul se remarcă în primul rând prin portretele pe care le creează personalităților vremii. Este primul artist plastic care aprofundează arta portretului în România. În cadrul Bibliotecii Municipale veți descoperi o parte din viața și activitatea artistică a acestui mare pictor. În această săptămână, în cadrul expoziției de publicații, aceasta este organizată la împlinirea 211 ani de la nașterea pictorului mușcelean Ioan de Negulici, născut în 1812 la Câmpul Lung. Acesta s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni plasticieni români din prima jumătate a secolului al XIX-lea. S-a remarcat ca un important pictor român revoluționar, născut la Câmpul Lung. Din 1827 a urmat cursurile Colegiului Sfântul Sava, a cărui director a fost cunoscutul Eufrosim Poteca. Va lucra o perioadă la Câmpul Lung în calitate de scriitor la Cancelaria Autorităților, iar apoi se va muta la Iași pentru a studia pictura alături de profesorul Nicolo Livaditi. Va continua să studieze la Școala de la Trei Ierarhi condusă de Gheorghe Asachi, tot din zona Iașului, apoi va pleca la Paris de 1833 pentru a studia pictura. Aici cunoaște pe tinerii boieri plecați la studii în Franța, pe Vasile Alexandrii și pe Alecu Cuza. În Paris, după ce îl are ca profesor pe pictorul Ioan Coanie, va reuși să se va remarca prin portretele realizate lui Dinicu Golescu Albu, fiul lui Dinicu Golescu, dar și prin activitatea sa de litografie. La moartea tatălui său în 1837 se va întoarce la Câmpul Lung, perioada din care se remarcă cunoscutul tablou Peisaj din Câmpul Lung. Fiind simpatizant al ideilor Revoluției la 1848, va cunoaște personalitățile de vreme precum Cezar Bolia, Constantin Rosetti, Costache Rosetti, Constantin Aristia.
va face o vizită în Grecia, o perioadă în care este remarcat reprezentantul Moldovei din Imperiul Otoman, de Ștefan Vogoride, și va face un portret. În același timp realizează o serie de litografii și va fi însărcinat de a face un album de litografii cu chipuri și porturi naționale din spațiul românesc pentru a fi distribuite în străinătate de către Petrache Poenaru. După ce studiază un nou atelier de pictură de la Viena din 1842, Negulici se va remarca ca redactor a Curierului Românesc din 1843, perioadă în care va cunoaște personalități ale vremii precum Nicolae Bălcescu, Dimitrie Bolintineanu sau Cezar Boliac. Va publica o novelă, Samuel Neguțătorul, va lucra la o serie de lucrări de specialitate precum Vocabularul Românesc, dedică neologismelor sau un plan pentru o mică bibliotecă universală. De la 1 octombrie 1946 nu mai publică, se întoarce la domeniul artei, se remarcă ca un cunoscut pictor revoluționar și va fi chiar prefect de Prahova. Înainte de a muri, va fi exilat la Bursa, numai în frângerea Revoluției 1848, și va muri la 5 aprilie 1851, fiind înmormântat în Turcia. Familia Negulici a lăsat în cetatea lui Negru Vodă numeroase clădiri care astăzi sunt monumente, dar și o avere impresionantă. În afară de Ide Negulici, toți membrii familiei au fost oameni cu stare care au făcut atât negoți cât și politică. 17 candidați, absolvenți de studii teologice, au participat la sesiunea de primăvară a examenului de capacitate preoțească desfășurat în sala arhiepiscopală de la Curtea de Argeș. Președintele comisiei de examinare a fost arhiepiscopul Argeșului și Muștelului, care a subliniat buna pregătire a candidaților participanți la examen. Arhiepiscopia Argeșului și Muștelului a organizat sesiunea de primăvară a examenului de capacitate preoțească. Au participat 17 candidați absolvenți de studii teologice care doresc să ocupe prin concurs un post clerical în cadrul eparhiei și îndeplinesc condițiile canonice, statutare și reglementare bisericești. Examenul s-a desfășurat în sala arhiepiscopală Sfântul Mitropolit Iachint de Vicina din incinta protoieriei Pitești. Comisia formată din profesori universitari de la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, precum și din clerici din cadrul centrului eparhial, a fost prezidată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic. Examenul a constat în susținerea unei probe scrise, urmată de o evaluare orală. Au fost verificate cunoștințele de dogmatică, morală, catehetică, omiletică, muzică bisericească, drept canonic, liturgică și administrație parohială ale candidaților. Referindu-se la organizarea acestui examen, ierarhul argeșan a evidențiat buna pregătire a celor care s-au înscris, precum și importanța continuării pregătirii teologice pentru viitorii candidați la preoție. Și de data aceasta, candidații care s-au prezentat la examenul de capacitate preoțească s-au constatat, bineînțeles, a fi foarte bine pregătiți, bineînțeles, cu calități de dicție în ceea ce privește și muzica, cunoștințele muzicale și cele teologice de profunzime, încât notarea a fost foarte reală, grila pe care se folosește și nu dă greș, să spun eu, vorbim de matematică, așa prin care se măsoară știința omului, și este o mare bucurie și o speranță bună pentru așezarea și lucrarea pastorală în cadrul Bisericii Ortodoxe Române locale. Conform metodologiei, cei promovați vor avea posibilitatea să candideze pentru un post clerical vacant din cadrul eparhiei Argeșului și Muștelului. A trecut la cele veșnice artistul plastic și actorul Turi Ștefan. În urma lui rămâne un gol imens pe care muștelenii și nu numai cu greu îl vor putea acoperi. Recent, soția sa, Mioara, a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care anunța că maestrului îi va fi dor de oamenii care i-au fost în preajmă. Turi Ștefan, cel mai cunoscut actor român care i-a dat viață lui Charlie Chaplin cu ani în urmă, a părăsit pentru totdeauna scena. Artistul, adoptat de câmpulungeni în anul 1995, s-a retras din viața publică și a îmbrățișat metaloplastia. Cunoscut atât pentru rolurile actoricești din numeroase filme, precum Neamărin Miliardar, pasionat de balet, dar și de artele plastice, maestrul Turi Ștefan a fost îndrăgit de câmpulungeni,
iar moartea acestuia a lăsat un gol imens în sufletele lor. Prin numeroasele expoziții realizate în Câmpul Lung și în alte orașe ale țării, reușea să țină publicul aproape de el. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung a primit vizita unei delegații din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român și a Federației Române de Atletism. Vizita a avut în vedere proiectul de refinanțare la Câmpul Lung a Centrului Olimpic pentru Juniori. O delegație din care au făcut parte George Boroi, secretar general al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Georgeta Andrunache, președintele Comisiei Tehnice Olimpice, membru al Comitetului Executiv al CSR, Anișora Cușmir Stanciu, președintele Federației Române de Atletism, Alexandru Epuran, consilier al președintelui CSR, Ion Buligă, secretar general în cadrul Federației Române de Atletism și Claudia Sandu, trezorier la Federația Română de Atletism, a vizitat liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Oficialii federali au dorit să vadă întregul complex educațional și sportiv de la Câmpul Lung, unde va funcționa în viitorul nu prea îndepărtat Centrul Olimpic pentru Juniori. Primarul municipiului Câmpul Lung, Elena Lasconi, a punctat cât de important este acest proiect pentru mișcarea sportivă din această zonă, dar și pentru comunitate. Va fi primul centru olimpic de atletism din țară și ne dorim să-l modernizăm, bineînțeles, pe bani europeni. Poate o parte pe sponsorizare, că eu mă gândeam acum, în timp ce eram aici, în această sală de sport, unde sunt trasate culoarele pentru atletism, că am putea să ne gândim poate la firmele care fac echipament din ăsta de alergat, să facă o sponsorizare prin CSR și să putem să facem asta. Dar noi ne bazăm pe fonduri europene. E posibil să rupem tot proiectul pentru că vrem să facem toate clădirile și stadionul în două sau chiar în trei și să putem să facem asta. George Boroi, fostul comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, și-a amintit de vremea când chiar în această sală a concurat cu Dan și Poteanu, apreciind că reînființarea centrului de la Câmpul Lung va aduce un plus pentru sportivii din această zonă. De fapt, e un vechi proiect pe care încercăm să-l punem în aplicare, revitalizarea atletismului în Câmpul Lung, o școală de atletism care a dat pe parcursul timpului sportiv de mare valoare și, bineînțeles, ca reprezentant al Comitetului Olimpic, secretar general, funcție pe care o ocup în acest moment, susțin înființarea unui centru olimpic, cu atât mai mult că pe lângă profesorii destoinici pe care aveți aici, foarte preocupați de performanță și nu numai, în general de sport, găsim și un deschidere din partea autorităților locale, vorbesc de doamna primar. Când vorbim despre atletism, vreau să spun că nu stați rău deloc, dar din păcate peste tot se vede amprenta timpului, adică e clar că trebuie reinvestit în mijloace moderne, refăcute facilitățile sportive, dar, repet, spre deosebire de alte locuri, nu alte centre, că pentru înființarea unui centru trebuie să îndeplinești anumite condiții. Adică nu venim oriunde, federația și, bineînțeles, liceul a susținut înființarea acestui centru, el a fost aprobat în cadrul Comitetului Executiv cu un număr limitat, dar pe parcurs, în funcție de ce ne propunem și ce ne asumăm, că e foarte important ceea ce ne asumăm să și facem, deschiderea centrului va fi probabil, nu va fi, mă sigur, odată cu deschiderea anului școlar următor, pentru că, în general, nu or să fie copii doar din Câmpul Lung. Selecția va fi în zonă și atunci e bine când îl aduci, să muți un copil, să-i dai siguranță atât lui cât și familiei lui că va avea cel puțin un an, doi de zile, un viitor asigurat. Multipla campioană, Anișoara Cușmir Stanciu, astăzi președinte al Federației Române de Atletism, a apreciat la rândul său importanța existenței unui astfel de centru olimpic care să asigure premizele continuării mișcării sportive din această zonă și a apariției de noi sportivi de performanță. Revăzând această sală, în anii 80, aici desfășuram antrenamentele, sau mă rog, perioade anumite din pregătire și încerc să regăsesc și să aduc din nou parfumul acelor ani.
Mă bucur că suntem astăzi aici în cu totul altă calitate și doresc să mulțumesc Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru mâna de ajutor pe care ne-o întinde nouă ca și federație, dumneavoastră ca și ora sportivilor din acest liceu. Pentru că, într-adevăr, este un liceu care de-a lungul timpului a avut foarte mulți sportivi deosebit de buni, atât la nivel național cât și la nivel internațional, sportivi care au reușit mai apoi și în viață. Și un exemplu concret este soțul meu, care aici a învățat. Nu pot decât să vă doresc mult succes în continuare tuturor. Să mulțumim și doamnei primar pentru sprijinul acordat. Am stat de vorbă și este complet deschisă la tot ceea ce se poate face și vis-a-vis de sală și vis-a-vis de stadion și de celelalte corpuri ale liceului. Ținem pumnii strâns și așteptăm performanțe. Georgeta Andrunache, ea însă și-a fost gloria sportului românesc, multiplă campioană olimpică alături de alte nume mari ale canotajului, cum ar fi Elisabeta Lipă, Viorica Susanu sau Doina Ignat, a ținut să precizeze că zona noastră este una deosebită pentru pregătirea viitoarelor performanțe în atletism, iar din punct de vedere tehnic, chiar vizita aceasta poate fi considerată o cărămidă la fundația noului Centru Olimpic pentru Juniori de la Câmpul Lung. Era programat de mult această întâlnire, în sfârșit, pe vreme așa ploioasă, am reușit să ajungem, dar noi zicem că ploaia întotdeauna aduce noroc, e bogăție. Și din punctul meu de vedere e o normalitate să se reînființeze acest centru olimpic aici, deși urmează să treacă dosarul prin Comisia Tehnică, apoi aprobat de Comitetul Executiv. Pot să vă spun că este printre sau cel mai bun loc pentru atletism în momentul respectiv, având în vedere că avem condiții să ne pregătim și iarna sau în condiții vitrege atunci când nu putem fi afară. Pregătirea să aibă continuitate este ideal. Așa că îmi doresc să se alăture aici la Câmpul Lung cât mai mulți atleți din zonă și să avem cele mai frumoase rezultate în următorii ani. Fost sportiv de performanță, unul dintre cei mai buni atleți din cei pe care i-a dat Câmpul Lungul, Dan Șipoteanu a reprezentat cureaua de legătură între înalții oficiali ai sportului, prezenți astăzi la LPS, și conducerea administrației locale, dar și a instituției de învățământ, dorind să își aducă aportul la reapariția Centrului Olimpic, care să revitalizeze mișcarea sportivă de performanță. Proiectul se vrea de mai mulți ani o reînființare a Centrului Olimpic. A fost într-o perioadă, dar el a decăzut după anii 90, pentru că a fost perioada aia de incertitudine, de nu știu ce tulbure pentru toată lumea. Și de ce să nu vă ascund faptul că eu suntem prieteni și colegi de o viață cu toții, că de-aia am și invitat pe aici ca să vadă baza asta. Sunt oameni în funcții la București care ne pot ajuta și cu ajutorul primăriei să facă centrul ăsta olimpic și să renască puțin atletismul la juniori în România, pentru că ar fi primul centru olimpic pentru juniori, să zicem așa, pe nou acum, care s-ar înființa și cu un parteneriat cu primăria, Comitetul Olimpic și Federația de Atletism. Ne-am plimbat pe aici, am vizionat baza. Doamna Georgeta Andronache mi-a spus că, dom'le, sunteți privilegiați că aveți o asemenea bază, cred că e singura din țară, probabil că nu știa că e singura din țară de nivelul ăsta, adică să ai cămin, internat, cantină, școală, stadion, cu coritan, cu zgură, cu rumeguș și sală de forță, sală de jocuri și sală de atletism în același loc pentru elevi. E unicat în România și mă bazez mult pe treaba asta. Judecând după poziția personalităților prezente cu această ocazie la Câmpul Lung, dar și după optimismul afișat de Dan Șipoteanu, Centrul Olimpic pentru Juniori are toate șansele să devină un proiect de succes, un edificiu important pentru mișcarea sportivă din această zonă, după cum și pentru dezvoltarea comunității.
Mâine în județul Argeș vremea va fi mohorâtă, cerul va fi acoperit de nori, va ploua, chiar va fulgui slab și vor fi temperaturi cuprinse între 4 și 11 grade Celsius. În partea de nord, la Nucșoara, termometrele vor indica până la 4 grade Celsius, iar la Rucăr vor fi 5. La Mușătești va fi ceva mai cald, vor fi până la 8 grade, însă, așa cum vă spuneam, nu uitați, cerul va fi acoperit de nori, va ploua sau chiar va fi lapoviță și ninsoare. La Câmpul Lung, de asemenea, vremea va fi închisă, cerul va fi acoperit de nori, vom avea nevoie de umbrele și de geci groase. Termometrele vor indica până la 7 grade. Nici în sud vremea nu va fi prea frumoasă. Vor fi înregistrate temperaturi de până la 7, 8, poate chiar 9 grade, însă și aici va ploua. La Pitești, de asemenea, vremea va fi mohorâtă, cerul va fi acoperit de nori și vor fi 11 grade. Și în Dâmbovița, vremea va fi mohorâtă. Va ploua sau chiar va ninge slab. Termometrele vor indica valori ce vor varia între 6 și 10 grade Celsius. În partea de nord, la Râul Alb, termometrele vor arăta până la 6 grade Celsius. La Malul cu Flori vor fi 7, iar cel mai cald va fi la Voinești, până la 10 grade. În sud, de asemenea, va ploua. La Mătăsaru vor fi până la 10 grade Celsius. 9 grade la Morteni, la Uliești și la Corbi Mari, termometrele vor indica 10 grade. Nici la Târgoviște nu va fi vreme frumoasă. Deși vor fi 10 grade, totuși va ploua. La noapte va fi din nou destul de rece. Termometrele vor înregistra până la 0, maxim 1 grad Celsius. Este posibil să plouă și chiar să fie lapoviță. Mâine, așa cum vă spuneam, la Câmpul Lung cerul va fi acoperit de nori, va ploua sau va fi lapoviță și ninsoare. Ziua de joi se anunță una ploioasă, cu temperaturi de până la 6 grade. Nici vineri nu va fi prea frumos. Deși din când în când vom vedea și soarele, nu scăpăm de ploaie. Termometrele vor indica până la 5 grade. Acestea sunt momentan informațiile. Ne revedem mâine seară cu noi date. Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează emisiunea Credință Creștină. Părintele Vasile Grigorescu ne va vorbi despre patimile Mântuitorului. Vă doresc vizionare plăcută!